Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salut FIFA și Acid la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, din care, evident, sperăm să pice un jucător utilizabil din prima echipă FUTBIRDAY. Dacă vă place seria, nu uitați să plătiți și voi butonul de like, e foarte important să vă abonați. Și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CĂTĂXPCG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins. Pe fifacoin.com folosim codul de reducere CĂTĂ. Linkul aveți în descriere, hai să ne băgăm la creațiune, domnilor. Asta e echipamentul de față, încă n-am văzut cum arată flare-ul la Icon FUTBIRDAY, poate e data asta, cine știe. Și bineînțeles, cu dublurile pe care le primesc de la pachete, ne băgăm la creațiune cu un nou Year in Review Player Pick. E unde sperăm să vină Nenia Bale. Hai că sperăm să vină Nenia Bale dacă e. Cu ce începem? Cu Rugol, let's go time. CM, Nenia Avione, Sergio Oliveira, nu-mi interesează. Absolut nimic interesant pe aici și lea. Bangili, Bangili, Bangili. Ok, la aștept să dau pixel. Am uitat să-mi curăț marketul. Ce să jivaci? Am făcut și pachetele astea cu... Unde e? Astea sunt, nu sunt astea. Unde e pachet? Așa, bun. 5 jucători de 84 plus. O să-i schid unul aici. După aia... Ia să vedem. Asta l-am dat. După aia lăsăm totul pentru echipa a doua, că din ce am văzut la echipa a doua o să fie Vinicius și toți băieții grei. Poate o să fie mai bună echipa a doua, adică, bine, oricum, eu îmi fac speranțe că vine Vinicius și nu știu ce, dar mie nu mi-a dat niciun jucător utilizabil din prima echipă. Da, dar avem filme și avioane, asta este ce să facem. Speranța moare ultima, șpanc, 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 șpanc. În ciudă un pic că nu mi-am curățat marketul, dar e, ce să și facem. Sper că nu au fost jucători scumpi ăștia. Premium Gold, Player Spec. Haide! Când vine un ai, opa, hai, fotbal de ceva blană. Bă, dacă nu l-am luat pe erai, ma, se chea patra oare și nebun la cap. Măcar să fie tradable să-l bag pe market. Deci dă la font, bine, la font nu l-am primit încă. Dar am văzut, la font, erai și ciucueze. Dar pe bandă rulantă, adică nu oricum. Șansele să spice altceva, un 0 ești nebun la cap. Simulator de erai. Tu erai, eu eram, avion erai. Bă, măcar l-am băgat la SBC, deci am fost inspirat. Măcar atât. Ce să-și faci? Dar am luat un FUTBIRDAY, am luat FUTBIRDAY, deci nimu. Let's go time, let's go time. Alpa. Finiști. Are mică vine Nenia Pușcaș. După aia vine piesa aia, cri, 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 din părți. Din părți? Când vreodată să pice Icon, ești nebun. Mamă, cum dau cu X la jucători. Ești că-s milionar. Ia să-mi curăț eu un pic marketul, domnilor. Bun, și-am rezolvat niște spații pe market. Prea le dădeam, ești nebun. Nu suntem chiar milionari. Rare Gold Pack. Haide. Ok, nimic în ăsta. Forțau. Portugalia Goalkeeper, probabil Lopez. Bineînțeles. Sigur că da. Silva. Să mă la ăștia dacă e tradeable. No, ok, niciunul tradeable. Am văzut că sunt ceva prostii cu ăștia și merg la bănet greu, băieții. Rare Player Spec 83 plus garantat. Ia vezi. Ia vezi aici că nu, domnilor. Team of the week, hai că nu e rău. Striker. Luca Cacicu, ok, nu știam. Înseamnă că s-o schimba Team of the week, mai este Cristin Team of the week, mă băiatule. Am și uitat. Am înceveric. Calmează-te. Bun pachet. Două walkout-uri. Bun. Strângem resurse pentru Icon Player Pick. Mâine seară la ora 8. O să fie un semi-jmecher Icon Pack. Player Pick, stați. Deschidem și pachete și Player Pick-ul. Așa că mâine la ora 8. De fapt nu. După ora 8 o să apară episodul. Până le editez și un alta o să dureze. Hate-uri vrăjală pack. Lemne de foc. Bun. Cred că ar fi cazul să ne băgăm într-un pachet din ăsta mai baros, aș zice.
Ia să dăm și la asta la mix, că și ăsta e vreo joală de pack. Un singur rar n-ar ce să-ți dea. Și cum era direct să-mi dea de aici unii pușcar. Mi-am trezit. Și salpa. Asta este măcar 9 dubluri. Asta e cam ceva cu 84 pachete din alea. Un jucător. 84 plus rare gold player pack. Hai mă nene mă. Dăm și un football de el șmecher mă nene mă. Nu vrei, ok, dar măcar este info bun. Inglaterra, left back, Chilwell. 85-85. Seamănă așa un pic la freză cu Grealish. Parcă și ăla are ceva freză din asta în stilul Mob Mafia. Bun. Mai are ceva pachet din asta, Cordiozaur. 84 plus rare gold player pack, încă unul, haide. Măcar un Lafont. Mă mulțumesc și cu Lafont, ești bun, dai walkout bine așa. Asta nu e walkout. De ce am crezut că e walkout? În fine, Hakimi. Cum ar fi să aibă Hakimi football day în echipa a doua? N-are cine știe ce carduri speciale în afară de la Team of the Year și mai știu ceva card albastru. 81 plus 2 rare gold. Mamă, cât e din astea am dat, de unde le-am? Astea clar slabe. Dau două din astea. Opa, walkout! Ia vezi, GG. Mamă. E nenea Kante. Bagabond. Mă tenta să-l fac pe la football day, dacă n-am văzut prețul și plus 1 numai parcare față de la verde, am zis să vă sun eu, domnilor, cam un pic de treabă aici. Bun. Nu mă așteptam la walkout din pachetul ăsta, slăban. Ia vezi, mă, aproape două walkout-uri. Ok. Nu sunt așa slabe. O să vedem încă unul atunci. Topor! Încă un walkout. Hai că da, i-am trezit, ești nebun. Spania rămă 84. Merge și ăsta. Hai, dublu 84. Să fie bine, să nu fie rău, ok. Ia, Lobotka. Salpa. Bun, și hai să dăm un 84x5 din ăla. 85x4, mai știu cum era. 5 jucători de 84 plus 2000. 383, ce mai avem pe aici? Ok, mai avem ceva lemnării, dar mai lăsăm și pe mâine. 5 jucători de 84 plus. Hai mă nene mă, dăm și mie un jucător utilizabil mă nene mă. Hai mă nene mă, mă. U3 guy? Ok, am crezut că e nenea leva. Pentru o secundă am vrut să zic, bă, 91 rating, 91 rating, dar după aia mi-am amintit că e și nenea șucieșnic. Să fi în spatele lui Icon. Da, bineînțeles, uite. Diaby, numărul 1, Icon. Ăsta a avut aceeași sortă ca și nenea Bale. Direct la gold upgrade, salpa. Mă tentea să mai deschid un like, mai deschid unul, dar din ălalt. 3 jucători de 83 plus. Hai mă, nene, mă. Walk. Bine, și așa. Portugalia, left back. O, João Cancelo, am și uitat că s-a mutat ăsta la Bayern München. Bun. 88 rating, e casă. Prima dată când îl prind pe nenea Cancelo la Bayern München. Avem și o dublură, opa, 3 double, ia vezi. Bun, și ăsta este squad-ul. Mă veni nenea Kante și nenea Lukaku, așa și pleacă. Evident, la pachet cu domnul Ierai, că nu prea avem chef de el. Și hai să vedem ce primim domnilor la acest year in review pack. Să vină nenea Bale la casă. Cum-i vă mimul ăla. Hai acasă că nu te mai bat. Dacă îmi vine nenea Bale, sau, de fapt ăla nu cred că poate să vină Diaby. Îl bag înapoi Super Sub, ești nebun la cap. Promit. O să-l și joc Super Sub. Nu o să, bine, de fapt din jura nu știu ce să zic. Poate îl mai înjurăm așa din când în când. Bun, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, nu uitați pe fifacoin.com, folosim codul de reducere cătă. Și hai să fie bine, să nu fie rău, topor! Hai mă! Bă! Mi-e l-o dat iar pe musă, ești nebun. Dar arată putregai rău de top player picul ăsta, bă, și am văzut la unii că primeau o grămadă de chestii meșchere. Ar mai fi ăsta, dar pe left back deja am jucător. Unu tăvăleală. 5 wick foot, 5 wick foot, da. Ce să fac cu ăsta? Și lămă, ok. Da, o să luăm pe nenea Musa, o să-l folosesc super sub în ideea în care are 99 pace.
Pot, e bun, e ceva, 97 agility cu 97 balance, un pic de dribbling, o vrăjală, are și stamina, dă și cu lebenița, bine, sare, nu prea dă cu lebenița. Pușca și cura o lat. Mai bine îl dădea pe Bell, ești nebun la cap. Bine, asta este, luăm pe Nenea Musa, n-a fost să fie. Cam asta a fost, domnilor, mersi ca în divizionare. Ne auzim mâine cu Icon, player pick, încă o șansă la Nenea R9. Iar dacă ne apropiem de Team of the Season, încă ar mai fi distractiv să-l rog pe Nenea R9 vreo două luni, cam acolo. Mersi ca în divizionare, să aveți o seară super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!